Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la al doilea episod de GTA 3 cu sexosul de Nico. Am văzut că v-a plăcut, că vă place seria. De-abia am postat videoclipul și am strâns un număr foarte mare de like-uri și vizionări chiar. Deci am stat atât de multe like-uri și vizionări într-o oră aproape cât strâng la alte videoclipuri într-o zi. Deci, să înțeleg că vă place seria asta de GTA 4. Cumva mai devreme am zis GTA 3, n-am fost atent. Am băut niște apă minerală și mă cam doare capul de la dânsa. Nu știu cum e de beau pe minerală. Acum o sigur o să-mi scrie ceva G-Man în comentarii. Îl știți pe G-Man de pe live-uri. Opa, opa, schimbă radio că ne luăm copyright. Gata, bun, se rezolvă acum. Am dat un pic mai tare radioul, poate prea tare, dar nu contează. Nici nu se auzea muzica pe episodul anterior. Las că acum se aude mai bine. Numai acum dau din cap pe muzica asta. Hai că am belit mașina. Ia stați un pic să... De H-ul. Așa, dăm fază lungă la faruri. De ce? Să avem mai multă lumină. Pe și gunoierii, hai să dacă îi putem dili. Poc! Nu și-a damage gunoierul. A, se oprește, acum fuge. Ce dracu? Ce e neregulă cu lumea asta? Mă rog, stați că nu m-am uitat la ceas să văd cât am început filmarea, bun. E și 12 filmez cam până și la jumate, ai și 13, până la și 31 filmez atunci. Hai să mergem mai mult până la aer acolo. Stai, întoarcem. Ăsta mi se pare că e fraxul lui Nico Roman, că pe amândoi îi cheamă Bellic. Hai, unde e? Undeva pe aici, de la spital trebuie să le... Ce-ai făcut, m-ai fătat? Hai, claxonăm, G. Hai, urcă, hai da, mergem pe bazuca la misiune. Singura muzică în calculator care n-are copyright. Dar bine că acum ăsta vorbește peste și nu se mai aude muzica. Să-mi spuneți dacă vreți să dau mai încet muzica la joc. La mine acum se aude un pic cam tare, dar cum e setarea asta de la Action, să se audă mai mult microfon și mai puțin jocul, nu o să fie o problemă, cred. Păi episodul anterior nici nu se auzea muzica deloc, deci puteam să am orice muzică cu copyright, că nici botul de la YouTube nu o detecta. Adică nu știu cum funcționează asta de la YouTube, cred că au un fel de bot, un program care scanează videoclipurile, că scriptate, nu știu cum, melodiile, abar n-am cum mă face. Că nu cred că au ăștia de la YouTube sau de la companiile că de producătoare de muzică, mă rog, celor care aparține melodia respectivă, oameni care să le ia la rând toate videoclipurile, gen investigează toate videoclipurile ce se uploadează în acel moment pe YouTube, le ia la rând pe toate, se uită la ele doar ca să asculte melodia. Eu nu cred că au așa, ori avea ăștia un sistem ceva anticopyright, care mi se pare o tâmpenie. Pe motivul că dacă se aude numai așa la întâmplare dintr-un joc o melodie, gata, trebuie să-ți iei copyright. Dacă era să zicem uploadai videoclipul întreg, melodia întreg, da, dar dacă e să faci un frag movie la un joc, e altceva, părerea mea. Da, bine că acum avem reclam de la radio. Hai, salvează. Dă-ne emisiune acum. Că vreau să-mi iau armele înapoi, că fug muzicime din joc. You can watch TV in your apartment. Nu e ca și cum ne-aș făcut asta în episodul anterior, parcă. Sau nu m-am uitat, nici nu mai știu să... Și de-abia am filmat aineori, bine, am filmat și Far Cry 3 și probabil că de-asta. Hai mă, băgați o altă muzică. Ala al dracu de radio că l-am oprit. Bun. Misiune ne dați, înțeleg că nu. Hai mă, nicio misiune, serios. Să mă dau jos. Nu sună nici telefonul. Hai că ne sună Roman. Bun, hai să mergem. M-am uitat în comentarii, la câteva comentarii pe acolo și am văzut că unul zicea să zicem lui Roman Mitică. Dacă ăsta e Nicușor, să zicem lui ăsta Mitică. Așa că să mergem pe Mitică. Mitică cu pula mică de la Ligă pentru Dumitru Dragomir. Cei care se uită la fotbal sau la Liga 1, înțelegeți voi, știu cine e Mitică Dragomir. Deci, Mitică să fie Roman. Ok.
Mă rog, pe ce ziceți voi. O să mai apară personaje, da, găsim noi denumiri până atunci. Hai da, pe bazucă. Ia, văd că și-a bătaie mitică. Mitică, ce face acolo? Că vine acum Nicușor și te salvează. Nicușor, Niculae. Ne, Nicușor, sună mai ește Nicușor. Niculae, ne, Nicolae, Niculae. Nicușor, fi, rămâne Nicușor ăsta. Mitică, vină încoace. Și ți-e bătaie ca ultimul prost. Hai că vine acum Nicușor. Dă voi ca Germania în Brazilia. Ia și cu picioare. Stai, hai mă, dă și cu R. Stai mă, ok. Și poc. Și șpoc. Și șpoc. Cap în gură. Hai cu pălăria asta de rus. Căciulă, mă rog, căciulă din lână de oaie neagră. Noi suntem oaia neagră a societății. O, un șut în coaie. Poc. Și încă unul. Poc. Și acum. Auci. Stai mă, și dacă îi dau cu R, așa, bun. Unii. Callum, vino cu aștiu. Hai mă, punem bă ținta. Boxăm acum. Hai mă, dai cu capul. Folosește capul și tu măcar o dată în viață. Hai mă, nu stă asta să-i dau acum un cap în gură. Șut în coaie. Încă unul. Văd că nu prea are efect piciorul, atunci dăm. Gata, e delici ăsta. Hai mitică, ridică-te. Mitică, ce ai făcut măneică? Hai să mergem în mașina lui Roman. Poți să sar gardul? Hai da, opa. A, pe Nicușorul ăsta e batlet de meserie. Are sânge de rusii, dă vodka putere. Urcă băi mitică. Ce dracu e muzica asta că nu e copyright. Se le prinde pe Dardan. Dardan, hai să zicem Darianul ăsta. Dardan, Darian. Am și un col de clasă, Darian. Și îi zicem primarul, nu înțeleg de ce. Bă, dar mult mai vorbește mitică. Cred că așa o să dau numele la episod. Mitică își ia bătaie. Ok, să-l prindem pe Darian. Dariane, treci încoace. Dardan, ce mai nume, frate? Puteau să dea așa și nu puteți găsească în alt nume. Dardan, mam. Space pentru frână de mână, deși eu foloseam și S-ul. Stai, bagă viteză. Stai că avem și sprint pe... Sprint, auzi mă, sprint, am vrut să zic shift, sprint, înțelegeți voi. Hai, rupem și altă baricadă. Cum zicea și Codrin, că ar vrea să fie o baricadă în aia. Trece careva, șpoc una după ceafă. Hai, da. Dă-i mă cu nitro. Asta n-are sprint. Hai mă cu sprintul. Ah, dracu de mașină. Bă, mitică, mașina asta e mai proastă ca proprietarul. Nu ca șofer, că șofer suntem noi. Da, mitică e proprietarul. Dă viteză, bă, gamia, și ce are ăsta? Dă-i mă! Bă, dragi, bag pe piciorul. Pe... Încep să mă bâlbăi acum. Bag pedala, piciorul în pedala până îmi pot ești tonul prind. Sar mașina, dracu, e puturoasă ca tine, te-a mai umflații. Am dă-și tu mașina ta. Băga și arma la greu. Cu noi un măti, dar... Hai, da, după ăsta, după Dardan. Ok, hai că ne batem noi cu el. Hai că se duce acum Nicușor și-l bate. Hai, Nicușor, urcă! Niculăiță! Dar bine că nu poate să alerge pe scară. Încep să mă enervez acum. Aoleu, udita... Hai mă, parcă ai fi mitică că ăla e așa gras de nu poate să fugă. Nu încoace. Te caută. Vrei să te bați cu mine? Băga. Ai cuțit? Te crezi tare că ai cuțit? Margi, dracu? Sau nu are cuțit? Parcă avea... are un cuțit. Da, uite că are cuțit. Bă, dar ăsta se boate mai greu încât te văd. Hai că l-am prins aici. Gata, avem cuțitul. Ia, ia. Ai vrut să ne tai? Ia cuțit de aici, ia cuțit, ia cuțit, ia mă cuțit, ia cuțit, îți fac acum fermon, direct, briceac. Stai că luăm și la picioare. Ia picioare de aici, gâtul mătii, dar, mă, ai vrut să ne tai pe noi? Băga mea și nu te pui cu Nicușor. Că cu briceacul îți tai acum un nou ușor. N-am putut să fac altă rimă. Ți-am scos deja un ochișor, așa, te bat, îți fut acum un pumn în ochișor. Mă rog.
Hai că la bătaie, sistemul de bătaie în jocul ăsta e destul de bun. Am văzut că poți să dai și cu capul, în celelalte GTA nu, n-am văzut să dai cu capul. Dar nu știu dacă o provocat damage cu căciula asta în cap. Mai era mișto să fie avut șapcă. Și zic, da, să mai dai și cu cojorocul ăla de la chestia aia de la șapcă, înțelegeți voi. Chiar că mai dădeam din pulă damage. Probabil că și de asta era să încam Nico, să dea, să-i vină mai ușor să dea cu fruntea, cine știe. Hai da, paranoia avem acum pe fundal. Trebuia să fi mers și eu până în București la concertul de la Berăria H. Băgam și eu un CD cu Ghost Recon cu niște urme de dinți. Un prieten avea ce face, încep să roadă carcasa de la cutia de la un CD cu Ghost Recon Advanced Warfighter 1. Trebuia să fi dat la ofrande ăla și să bag acolo un bilețel cu, dacă nu faci promovare, îmi sugi pula, să genul, trebuia să-i băgă lui Cotrin. Bine, glumesc cu aia cu bilețelul, dar CD-ul chiar îl dădeam, că și așa toate jocurile mi le piratez. Nu, bă, trebuia să-i dau colecția de CD-uri din cerea lui Cotrin. A, vorbesc cu primarul să-l cheme la ziua comunei. De când o începe să-și bage să scoată care melodiile sale de rap murdar. Am vrut să zic rap murdar, nu știu care e cu melodie, mă rog. Gata, misiune, nu știu ce sunet, că avem misiune făcută până la cât am zis că filmez până la și jumate și 22, mai băgăm o misiune atunci. Bine, măcar s-au defain muzica. Hai da. E, până se încarcă asta, trag acum o dușcă de apă minerală, carbogazoasă. Era sete, dracu. Și am rămas fără țuică, fără palincă. Mi-am scobor să mi-au o dușcă. Ce vrei, mă, să-ți dau o cafea? Tare, mă, că-l bat pe ăsta. Te crezi tare că ai mustață mai mare ca Nico? Ai vrut să o babardești pe secretară și te-am întreruptă? Aia, dracu. Hai că a venit mitică. Ce palmă i-a trântit fix când am râgâit? Ce dracu? Ba, pula, m-a prins ideea pe asta. Ah, și o să am misiuni la Vlad. Bine că l-am omorât. Când mă jucam de plăcere. E fain, apare doar mașina lui ăsta aici. Hai da, urcă în mașina lui Roman. Mașina lui Mitică, pardon. Muzică rusească, frumos. Hai cu Radio Independenți. Asta e melodia de asta veche, de-a lui Eco, a scos-o pe canal de la el, că nu știu de ce, stilul lui poartă. A zis-o odată într-un clip, dar n-am fost atent. Melodia asta cât am ascultat-o la început. Pe când avea Codrin canalul vechi, m-a ascultat melodia asta lui Eco. Chiar îmi place. Asta e melodia asta cu mesaj bun. Deci mesajul e super fain, sună și mișto, melodia asta chiar îmi place. Zici, mai zicea parcă la Snake MC96, pe vremea când mă uitam la YouTuber care făceau Minecraft, pe vremea când mă jucam și eu Minecraft. Zic că asta e parcă boșorul de la care a fost prin război. Zicea și ăsta Snake MC96 că Eco are talent, mai mult talent ca 80% dintre rapperii români. Și chiar are dreptate. E, până se urcă ăsta în mașină, mai dau o dușcă de apă. Cam așa se întâmplă când toată viața bețuică își descopere apă. Eu am mai mult sânge în alcool decât alcool în sânge. Cred că m-am făcut poftă de borsec acum. Mă lau subtil ca am bani de apă. Trebuia să-i făcut așa cu apă de la robinet. Aia ce era? Să ajung să mă laud cu apă de la robinet. Asta chiar că reprezenta cocalarism, narcisism,
prostie acută, cum s-ar zice. Cum zice unul, ce să te lau subtile acum sau ceva, da. În fine, văd că s-a blocat ceasul, arată ora 001, pe atunci e ceva cu basket, văd că coș de basket, o fi basket prin zonă, cine știe, mă doare în cul. Dar prea mult îmi place Liberty City, GTA-urile astea 3 și 4 cu Liberty City, nu știu. Eu nu am crescut când eram mic în București și, nu știu, zona asta urbană are un loc în inima mea. Și la țară e frumos. Dar acum aș întoarce în București, sincer. Aveam McDonald's 100 metri de casă. O aveam pe vara mea care fura din jucării când eram mic și o prindeam mereu. Dacă pun mâna pe ea, dacă o văd acum, deci dacă eu trec prin București și o văd, o joc în picioare și nu glumesc. O are promisă de la mine, de la câte jucării mi-a furat când eram mic. Eram mic pe atunci și de bătut n-avea rost, nu prea mi-ar de mie să mă... Eu când eram mic, ce dragi, asta eu vă zic chestii la 4-5 ani când îmi fura jucării. Că probabil nu mai lăsam să intre la mine în casă. Aoleu, m-a luat poliția. Frumos. Acum orașul meu, da, melodie pe fundul orașul meu, mai zic și de amintiri în copilărie, de Bucureștiul meu, mă rog. Hai că plec pe aici. Nu vine iarăși să răgăi și să mă băs în același timp. Sunt cam scârbos, știu. Hai că ești un căcat, n-ai ieșit nicio răgăitură bună. Căcam așa pe poliție. E, duceți-vă în pula mea, că n-am nici cum să trag. Du-te, drecu. Hai să încerc să scap de poliție, că vin... Acum am trebuit să mă uit în spate de pe rotiță, dar e de pe că acum. Că de, când unii fac un joc, nu, trebuie să-i schimbă toate controlele, nu poate să le păsteze ca pe cel de anul trecut. Nu se gândesc la faptul că, nu știu ce, că PLM, că... Na, dacă cine a jucat primul joc, îl joacă și pe al doilea, nu, ei schimbă toate controlele. Hai că sunt nervos, vine să plâng, ascultau acum bară depresiei. Vreți să vă cânt acum? Rămân fără subscribers, conștient de asta, dar tot am chef să cânt. Te, îi un sfat, nu un vers. Nu semn nimic pentru univers. Fug din calendar. Numai acum dau din cap. Stânga, dreapta. Stai. Nu, la wanted. Iar sunt depresie, iară plâng, păgresie. M-a prins poliția. Indicați-mă, n-o zic pentru atenție. Plâng. Am doar pită cu pateu. Nu știu, dar în clipul lui Codrin Echo e genul ăla mai țăran de felul lui, mai paralel cu viața și e super mișto. Deci, nu știu dacă Echo o fi și realitate și nu doar în clipul lui Codrin. Așa, mai paralel cu viața cum el, mai țăran. Da, oricum, dacă doar în clipuri așa joacă bine rolul. Că ne, cam toți youtuberii în videoclipuri au un anumit rol pe care vor să-l facă. Gen, nu știu, Ilie, băiatul ăla bun, Codrin ăla retardat, bine, Codrin cred că e retardat și în realitate. Quick ăla semi-autistul. Toți împreună. Numai când că știu că sunt afon, n-am voce deloc să cânt. Da, schimb, odată n-am avut ce fac. De fapt, de vreo două ori parcă am făcut asta cu un prieten, cred că v-ați dat seama, cu Bogdan, așa? Unul dintre puținii mei prieteni, pentru că eu n-am prieteni. Și primesc acum un... fix... Bă, Bogdane, cum se faci? Bă, când ți-am pronunțat numele, mi-a apărut acum că mi-a dat o notificare. Mi-a comentat la ceva cu muie. Frumos. Da, nu știu. Cred că eu cu ăsta suntem frați ceva gemeni, dar separați la naștere și total diferiți și născuți la o lună diferență, că am avut lag, cine știe. Adevărul e că el chiar are lag la internet acasă, dar culmea, el e mai mare ca mine cu o lună și un pic, mă rog. Așa, ce vreau să zic, eram o dată, de fapt, de două ori cu ăsta pe Sky și am început să facem karaoke pe Beauty Mafia, pe Rock am făcut pe aia, pe Get Me Out, doamne, și urlam pe acolo, la aici, că eram pisici de alea în călduri, să dea dracu. Dacă Bogdan era fată, auceam până la pitei să-l fut, s-o fut. Ce căcat pot să zic, nu știu. Da. Ia mă, de cât... Acum când am luat telefonul în mână să mă uit la ce sună și telefonul ăsta. Frumos. E și jumate. Încheiem acum și episodul. Dar așteptăm să termine melodia și după aia fac outro-ul. Ne mai plimbăm un pic. Bun. Deci cam atât și cu acest episod de...
de GTA 4, de ce am vrut să zic GTA 3, nu știu, așa e în obișnuință. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați cât un cap în gură butoanelor de sub videoclip și până data viitoare, ciao les. Unde dracu-i butonul să închid filmarea?